Pacea Domnului Iisus! Dacă ar trebui să facem împreună o sărbătoare, oare cum am face-o? N-am face-o așa. Nu ne-am adunat la oaltă în acest loc să deschidem cuvântul lui Dumnezeu și să fim binecuvântați de cuvântul lui Dumnezeu în așa fel încât să știm că suntem deosebiți de toate popoarele și binecuvântați de un Dumnezeu extraordinar. Spunem un bun venit oaspeților, spunem un bun venit celor ce ne vizitează și celor ce stau alături de noi prin intermediul online. Haideți să sărbătorim împreună. Domnul să fie sărbătoarea noastră și Domnul să fie binecuvântarea noastră azi. Celor ce aveți nevoi sufletești și înălțați la Dumnezeu rugăciuni fierbinți, să vă răspundă Dumnezeu. Celor ce vreți să aduceți mulțumiri lui Dumnezeu pentru că v-a călăuzit până acum, să vă primească Dumnezeu mulțumirile. Celor ce ați venit aici să vă reînnoiți legământul cu Dumnezeu, să facă cerul ca acest lucru să aibă loc. Și acum, dincolo de această deosebită deschidere a sufletului nostru către Dumnezeu, fiecare în felul lui, haideți să lăsăm ca cuvântul lui Dumnezeu să așeze în inimile fiecăruia un mesaj pentru azi. Aș introduce mesajul nostru printr-un pasaj din Vechiul Testament, pentru că suntem cumva în Vechiul Testament în lista sau în șirul regilor poporului Iuda. Vă voi invita să deschideți cuvântul lui Dumnezeu în 2 Cronici, capitolul 18, și aici îl vom întâlni pe împăratul Iosafat. Un împărat bun, extraordinar, slujitor al lui Dumnezeu cu toată inima. Versetul 4 spune așa, deci 2 Cronici, 18 cu 4. Apoi Iosafat a zis împăratului lui Israel, cu care era împreună: întreabă acum, te rog, cuvântul Domnului. Ce frumos! Deci împăratul lui Israel se pregătește de război. El are toată tactica, el are puterea armată de partea lui. Este și Iosafat împreună cu el. Dar Iosafat este acela care zice: și acum hai să vedem ce zice cuvântul Domnului. Un accent foarte frumos în dreptul lui Iosafat. Împăratul lui Israel a strâns pe proroci număr de 400. Puțini sau mulți? Puțini sau mulți? 400. Și le-a zis: să ne ducem la luptă împotriva Ramotului din Galaad sau să-mi văd de treabă. Vreau să vă întreb, prorocii aceștia 400 care sunt aici sunt profeți de-ai Domnului sau nu? De-ai Domnului sau nu? Cam multă tăcere în sală. Să ne aducem aminte că suntem după Carmel. După ce Ilie, ce făcuse la Carmel? Deci produsese o mare reformă, și anume el eliminase pe profeții lui Baal și ai Astartei. A fost în număr de cât? Vă amintiți? 850. Deci eliminase 850 de profeți păgâni, rămăseseră cine? Poftiți? Cine rămăsese? Profeții care? Profeții Domnului. Și erau un număr de 400. Bun, ei au răspuns: suie-te și Dumnezeu îl va da în mâinile împăratului. Dar Iosafat a zis: da, nu mai este niciun alt proroc al Domnului prin care să-l putem întreba. Foarte interesant această nevoie a lui Iosafat. De ce n-a fost mulțumit Iosafat cu ăștia 400? De ce a zis: dar nu se poate 401? Deci, încă unul, căutați-mi încă unul, vreau să îl întreb pe Domnul. Da. De ce nu fi fost mulțumit? Împăratul lui Israel a răspuns lui Iosafat: mai este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc căci nu îmi prorocește nimic bun. Și Iosafat zice să nu vorbească așa împăratul. Vreau să vă întreb
Asta este întrebarea de început, de introducere. Încurcă profeții sau descurcă lucrurile? Vreau să vă întreb. Încurcă sau descurcă? Despre asta vom vorbi în dimineața aceasta cu ajutorul Domnului și am intitulat studiul acesta Criza profetică. Pentru că în poporul Israel noi suntem confruntați cu o criză extraordinară din punct de vedere profetic, criză care își are ca în oglindă își are reversul sau împlinirea azi. Vreau să vă rog frumos, în momentul în care vom studia despre acele vechi întâmplări în istorie, vă rog să vă gândiți la astăzi, pentru că lucrurile se întâmplă paralel. Ceea ce s-a întâmplat atunci se întâmplă azi. Ei bine, pentru ca să înțelegem despre ce este vorba, trebuie să o luăm puțin mai devreme. De la momentul în care împărăția lui Israel se împarte în două. Vă aduceți aminte? Se împarte în două și cel ce împarte împărăția în două este un rege numit? Nu Roboam? Ieroboam, da? Bun. Se întâmplă lucrul acesta. Vă rog să vă uitați în 2 Cronici, capitolul 10. Sper să aveți Scriptura la dumneavoastră. E tare frumos când deschidem Scriptura, nu telefonul, pentru că Scriptura ne arată puțin așa mai multă istorie decât o secvență foarte îngustă. La capitolul 10, istoria împărăției lui Iuda de la dezbinare până la robie. Așa începe. Și, cu bunăvoința dumneavoastră, am dorit să studiem puțin despre ce s-a întâmplat acolo. Când împarți o împărăție în două, o împarți din punct de vedere politic, așa este? O împarți din punct de vedere economic, așa este? Dar cred că o împarți și din punct de vedere religios. Acum, dacă s-a împărțit politic, nu e o problemă. Dacă s-a împărțit economic, iară nu e o problemă. Dar cum o împarți religios? Cum o împarți religios? Adică, până acum, toți oamenii ăștia se suiau la Ierusalim. Dacă s-ar sui mai departe la Ierusalim, chiar dacă împărți, eu știu, împărăția politic și religios, dacă în fiecare an de trei ori împărații de pe teritoriul tău se suie la Ierusalim, mai devreme sau mai târziu, ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla? Să știți că elementul religios este destul de puternic, este determinant, este definitoriu. Și în timpul, cu timpul, problemele politice se încurcă, economia nu merge cum trebuie, dar religia este un element unificator în istorie. Și atunci, Ieroboam este acela care se gândește, mai devreme sau mai târziu, bărbații lui Israel se vor întoarce la Ierusalim, la Dumnezeul lui Iuda, și eu am împărțit împărăția degeaba, că se vor întoarce din nou la Ierusalim. Așa că el ajunge la concluzia că trebuie neapărat să producă un element de schimbare la nivel religios. Astăzi, dacă ar trebui să întreb pe specialiștii în religie cum s-ar numi elementul de schimbare, specialiștii în religie ar veni și ar spune inovație. E nevoie de o inovație religioasă. Cum să facem asta? Și acum, în momentul ăsta, aș ruga pe cei de la media să mă ajute cu primul slide. Deci, elementul de inovație religioasă. În 1 Regi, capitolul 12, cu versetul 28, deci 1 Regi 12 cu 28, găsesc acest citat. După ce s-a sfătuit Ieroboam, a făcut doi viței de aur și a zis poporului, destul v-ați suit la Ierusalim. Ideea este, prea multe probleme, mergeți voi până acolo, e prea departe, e prea greu, e
Lasă că vă ajut eu să vă fie religie acum. Mai ușoară, sigur că da. Mai ușoară. După motivele politice, ce urmează varianta ușoară. Vă arăt eu, vă fac o religie ușoară pentru voi. După ce a făcut doi viței, unul l-a pus la Dan și altul la Betel, unul în nord și unul în sud, le-a zis, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Wow, aici, ce observați dumneavoastră? Că aici apare elementul de inovație religioasă și aș vrea să-l definim puțin. Deci ia un vițel de aur și spune, iată Dumnezeul tău și folosește termenul Eloheca. Un termen derivat din ce alt termen? Din care alt termen? Elohim. Din Elohim. Știți? Bereșit bara Elohim. Este primul text al Scripturii. Este numele lui Dumnezeu de acolo. Și el folosește termenul acesta și spune, iată Elohimul vostru care v-a scos din țara Egiptului. Foarte interesant. Elohim este un termen plural și el zice, iată Dumnezeul care v-a scos din țara Egiptului. Iată Elohimii singular care v-a scos din țara Egiptului. Wow! Și uite așa, începe inovația religioasă. În esență, inovația religioasă înseamnă aceeași religie, teoretic, dar cu câteva modificări culturale. Adică, din punct de vedere al lui Ieroboam, el zice așa, domnule, noi ne închinăm tot cui? Tot lui Elohim. Da? Tot lui Elohim. Numai că ne închinăm, nu ne mai suim la Ierusalim, ne suim la Dan și ne suim la Betel. Da? Și atât doar. Foarte interesant. El zice și mergem pe tradiție aronică, nu mergem pe tradiție mozaică. Știți ce zic? Știți ce zic? La muntele Sinai se întâmplă evenimentul acela cu vițelul de aur. Poporul vine și spune, fă-ne un Dumnezeu să-l vedem. Și Aron răspunde cum? Foarte politicos, pe gustul poporului și poporul zice, ce conducător bun avem. Și când se face vițelul, în momentul în care era ziua de sfințire a vițelului, în momentul acela coboară Moise de pe munte. Și ce face cu vițelul? Îl face praf. Și poporul zice, vai ce profet rău, ce conducător rău. Și a rămas sigur că da, poporul evreu sub conducerea lui Moise, că n-au avut încotro. Dar acum, după mult timp, Ieroboam spune, noi nu mai mergem pe linia lui Moise. Noi ne întoarcem înapoi, ne întoarcem la Aron și mergem pe linia aronică. Aron a știut ceea ce a făcut. Frații mei, așa ca idee, am avut multă vreme în mintea mea ideea că la Sinai cultul vițelului de aur s-a încheiat. Și am zis, domnule, lecția pe care a dat-o Dumnezeu a fost suficient de puternică să nu mai repete niciodată. Dar vă rog să observați un lucru foarte interesant. Orice greșeală care rămâne în istorie, orice greșeală făcută, lasă, nu numai urme, lasă uși deschise pentru a putea să fie continuate ulterior. Eu am crezut că ușa s-a închis. Eu am crezut că niciodată poporul lui Dumnezeu nu se va mai întoarce la vițelul de aur. Dar uitați-vă bine acum, Ieroboam vine și spune, nu, 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 e în tradiția noastră să ne închinăm la un vițel de aur. Așa spune Ieroboam. Și a făcut vițelul de aur al lui Aron și a pus numele Eloheca. Știți că folosește exact același termen pe care l-a folosit Aron atunci când a zis, Israele, iată Dumnezeul tău. Este el ia exact proclamarea lui Aron și o repetă acum în fața vițeilor săi, arătând că e aceeași religie, dar cu ceva modificări
culturale. Frații mei, lucrul ăsta este atât de puternic încât astăzi, în secolul 21, toate modificările care se fac în creștinism astăzi sunt inovații religioase care pretind că este vorba de același creștinism, adică aceeași religie, dar cu ceva modificări culturale. Pe aici, pe acolo. Iar modificările culturale n-au alt scop decât să facă credința să fie mai ușoară, bine ați spus, și să fie mai aproape de înțelegerea culturii locale. Din ce cauză? Pentru ca oamenii să înțeleagă creștinismul, oamenii să înțeleagă religia și înțelegând-o să poată să o îmbrățișeze. Așa s-a gândit și acolo. O vor îmbrățișa foarte ușor. Și au îmbrățișat-o foarte ușor. Deci, încă o dată, legătura dintre Exodul 32 cu 4, atunci când Aron a spus, Israele, acesta este Dumnezeul tău, folosind cuvântul Elohim, și între ceea ce studiem astăzi este evidentă. Evenimentul din 1 Regi, capitolul 12, este evenimentul care continuă istoria acolo de unde a lăsat-o Aron. De acolo o continuă. Bun. Vițelul. De ce vițelul? Cineva ar putea spune, probabil că ar fi trebuit să aibă un reflex de respingere a vițelului de aur, tocmai pentru faptul că a fost idolatria de la muntele Sinai și Dumnezeu a sancționat-o, i-a pedepsit pe izraeliți. Ar fi trebuit să aibă momentul ăsta de reținere. Cu toate acestea, explicația a fost foarte interesantă. El a zis, păi nu știți că steagul celei mai mari seminții din nord este vițelul? Și acum, dacă noi punem un vițel aici, este ca și cum Efraim ar fi acela care se închină lui Dumnezeu și așa mai departe. Și a urmat o explicație culturală din nou, care ține de interpretarea socială sau sociologică. Și au zis, asta trebuie să fie. Și au folosit ideea că vițelul era steagul sau emblema lui Efraim pentru a justifica. Nu vă speriați, nu e vorba de idolatrie. Nu e vorba de idolatrie, este vorba de culturalizare. Acum arătăm pe Efraim că este aici. De asemenea, viței, vă aduceți aminte de viței care erau sub marea de bronz sau de aramă de la templu? Câți erau? Și iată că viței nu sunt un element care este străin de ideea de sanctuar. Este și acolo. Unii merg mai departe și spun că chiar și heruvimii de la Chivot ar fi putut să aibă forme asemănătoare. Nu intru aici pentru că personal nu merg pe ideea aceasta, dar vreau să observați cum justificările curg una după cealaltă. Curg una după cealaltă. Tradiția de la Sinai, emblema lui Efraim, viței care sunt de la Marea de Aramă, au justificări. De asemenea, modelul cultural al Egiptului este un model foarte puternic. Ieroboam fugise în Egipt și el se întorcea din Egipt aici. În Egipt găsise două... Exact lucrul acesta. Era în nord un vițel la Memphis numit Apis și era altul în sud, la Hierapolis, numit Nevis. Erau doi viței, unul în nord, unul în sud, flancând oarecum împărăția Egiptului. Știți că întotdeauna au fost lupte între Egiptul de nord și între Egiptul de sud. Cei doi viței puși la nord și la sud, din punct de vedere al politicii egiptene, aduceau unitate regatului. Aceeași religie, același Dumnezeu. Ieroboam ia această idee și spune, ok, o să pun și eu unul la sud și altul la nord pentru a produce unitate regatului. Și iată cum justificări de gen politic,
de gen social, de gen religios, toate merg aici și spun, uite, am produs oarecare modificare, dar nu e majoră. Modificarea este undeva pe la suprafață, este culturală. Dar a rămas? Ce a rămas? Spune Ieroboam, ce a rămas? A rămas Elohim. Și voi vă închinați la el. Foarte interesant lucrul acesta. În Tragedia Veacurilor, capitolul Părinții Peregrini, am găsit această afirmație foarte interesantă. În timpul medieval, după reformă, s-a pretins că anumite lucruri nu erau probleme de conștiință. Și datorită acestui lucru, nu erau poruncite în Scriptură și deci nu erau esențiale și nefiind interzise, nu erau rele în ele însele. Ăsta este modelul de gândire al oricărei inovații religioase. Care este? Sunt anumite lucruri pe care le pot schimba și care nu sunt rele în sine însăși. În ele însele. Corect? Sunt sau nu? Sunt sau nu? Adică, frații mei, dacă în Scriptură spune limpede să nu faci un lucru, înseamnă că ăla nu trebuie să-l faci. Dar dacă Scriptura nu se ocupă de el și dacă la un moment dat nu spune că e interzis, poți să-l faci? Poți sau nu? Haideți că am nevoie. Am nevoie să-mi spuneți. Poți să-l faci sau nu? Vă las să discutați lucrul acesta, vă las să vă gândiți la el, dar Tragedia Veacurilor spune că acesta a fost modul de a gândi în momentul în care religia creștină s-a transformat din religie apostolică în religie universală și a înglobat toate celelalte obiceiuri, toate celelalte practici pe care noi ulterior le-am justificat și le-am spus, dar merge și așa. Cu puțină maleabilitate din partea noastră, cu puțină înțelegere, cu puțin element cultural, putem aduce toate celelalte forme religioase și le putem strânge sub creștinismul nostru, s-a zis după anul 330, după 325 și așa mai departe, și asistăm la creștinismul schimbat universal, foarte diferit de creștinismul apostolic. Schimbarea s-a făcut sub ideea de inovație prin lucruri, așa zis, neimportante. Prin lucruri care aparent n-au fost contrazise de Scriptură. În momentul ăsta este de datoria mea să vă aduc aminte de textul care spune nu adăuga nimic la cuvintele sale ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Textul ăsta îl vom citi de mai multe ori. Dacă vei adăuga la ceea ce Dumnezeu n-a spus, mai devreme sau mai târziu, te va dovedi cum? Mincinos. Noi însă am numit lucrul acesta inovație. Cine a fost elementul decizional acolo în legătură cu aceste inovații și cu aceste schimbări? Textul 1 Regi, capitolul 12, 33 spune împăratul a jertfit pe altarul pe care îl făcuse la Betel. Vreau să vă întreb. Împăratul avea dreptul să jertfească? Al cui era dreptul de jertfă? Al preoților. Și iată că împăratul devine elementul decizional peste tot. El jertfește, apoi următoarea idee, a hotărât o sărbătoare pentru copiii lui Israel, o sărbătoare nouă care n-avea nimic de a face nici cu sabatul, nici cu celelalte sărbători ale istoriei poporului evreu, a inovat, a adus o sărbătoare total nouă. Apropo că a venit vorba de lucrul ăsta, vă sună comun? Vă sună comun? În istoria creștinismului am făcut la fel. Împărații au instituit o sărbătoare nouă atunci când vorbim despre instituirea Duminicii ca sărbătoare
universală. Și apoi s-a suit pe altar sardă tămâie. În momentul acesta, când împăratul era pe altar, a venit un profet și a prorocit împotriva împăratului și împotriva altarului. Și a zis, lucrul ăsta nu poate să aibă loc. Vorbind despre momentul acesta, suntem în Împărați, capitolul 13, un om al lui Dumnezeu vorbește împotriva altarului. Am putea să spunem că asta a fost o lecție fantastică pe care Dumnezeu a dat-o în așa fel încât să înțeleagă împăratul că el nu este factor decizional, că el nu poate să facă ce vrea și că în biserica lui Dumnezeu sau în poporul lui Dumnezeu regulile aparțin cui? Lui Dumnezeu, nu omului. Cu toate acestea aș vrea să vă aduc aminte de un lucru. Mai târziu, la câteva generații, în 2 Cronici 26 18, un alt împărat, Ozia, care este un împărat bun, intră în templu să aducă, să ardă tămâie. Și preoții vin înaintea lui și spun, nu ți este îngăduit, Ozia. Vă rog să observați, rădăcinile sunt aici, în momentul ăsta. Avem impresia că s-a rezolvat. Nu, nu s-a rezolvat. Orice greșeală făcută lasă ușa deschisă pentru continuarea ei. Este o lecție fundamentală pe care trebuie să o înțelegem. Nu vă permiteți să greșiți. Pentru că orice greșeală stabilește un model pentru continuarea ei. Poate în generația ta, poate în generația următoare, poate în generația a treia generație, cândva e posibil să o reia la capăt. Ce s-a întâmplat de fapt? Sfânta Scriptură vorbește și spune, ei au schimbat slava lor pe chipul unui bou care mănâncă iarbă. Scurt, e nivelul zero. Același lucru se reia în Roman, capitolul 1, de la 18 mai departe, atunci când spune că au schimbat slava lor cu slava unui om, a unui animal, târătoare cu, și așa mai departe. Este vorba de coborârea omului sub nivelul uman. Asta s-a întâmplat acolo. Noi am numit-o inovație. Dumnezeu o numește decădere. Au schimbat slava lor, gloria lor, Dumnezeul extraordinar, cu un bou care mănâncă iarbă. E un soi de nebunie? Dumnezeu vorbește în termenii aceștia. Duri, dar vorbește în felul ăsta. Și frații mei, aici, în capitolul 13, în fața acestei apostazii, în fața acestei așa zise inovații, apare elementul profetic. Intervin profeții. Așa cum am spus, capitolul 13, iată, versetul 1, iată că un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda la Betel, trimis de cuvântul Domnului, tocmai pe când stătea Ieroboam la altar să ardă tămâie. Și în momentul în care vrea să ardă tămâie, a venit profetul. Solia este puternică. Profetul a strigat, altarule, altarule. Foarte interesant. De ce nu vorbește cu împăratul? De ce vorbește cu altarul? Aici arată limpede că cu împăratul nu mai aveai ce să vorbești. Împăratul era nul din punct de vedere al cuvântului lui Dumnezeu. Este exact ceea ce spune mai târziu. Pietrele vor striga. Pietrele vor auzi. Mai degrabă vorbește Dumnezeu cu pietrele decât cu niște oameni care au ajuns în situația aceasta pe linia unei inovații culturale. Aproape nesemnificativ. Aproape totul e ok. Iată, se va naște un fiu al casei lui David. Numele lui va fi Iosia. El va junghia pe tine, pe preoții înălțimilor care altă muie pe tine și pe tine se vor arde o seminte omenești. Știți că s-a întâmplat exact așa? A venit împăratul pe nume Iosia și a făcut exact lucrul acesta cu câțiva ani mai târziu.
Cuvântul lui Dumnezeu se împlinește și s-a împlinit acolo exact. Dacă vreți, citiți, vă rog, în 2 Împărați, capitolul 23. Veți găsi exact această mărturie. Adică e aproape incredibil. Și imediat preotul a zis: acesta este semnul care arată că Domnul a vorbit. Altarul se va despica și cenușa de pe el se va vărsa. Când a auzit împăratul cuvântul pe care îl strigase omului Dumnezeu, a întins mâna de pe altar zicând: prindeți-l! Împăratul e nervos, sigur că da. Toată ceremonia lui a fost dată peste cap. Cine n-ar fi nervos în condițiile astea? Prindeți-l! Și mâna pe care o întinsese Ieroboam împotriva lui s-a uscat și n-a putut să o întoarcă înapoi. Lovit cu paralizie de mâna dreaptă, împăratul își revine și spune: roagă-te Domnului Dumnezeului tău, cere-i să-mi pot trage mâna înapoi. Omului Dumnezeu s-a rugat Domnului și împăratul a putut să-și tragă înapoi mâna care se făcuse sănătoasă ca mai înainte. Împăratul a zis omului Dumnezeu: intră cu mine în casă să iei ceva de mâncare și îți voi da un dar. Omul lui Dumnezeu răspunde: iată ce poruncă mi-a fost dată. Să nu mănânci pâine, nici să bei apă, nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce. Spuneți-mi, vă rog, a ce seamănă? Să nu mănânci și să nu bei. Ce seamănă? Post. Așa este? Este sau nu? Dar de ce nu trebuia să te întorci pe același drum? Așa poruncit Domnul, dar de ce? Are vreun rost? Simplu. Dumnezeu nu vrea să facă poporul acesta, iertați-mă, preotul acesta sau nu, prorocul acesta nu vrea să-l transforme într-un erou. Dacă se ducea la Betel, după ce a avut loc minunea asta cu crăparea altarului, s-ar fi întors pe același drum, oamenii ar fi ieșit înaintea lui și ar fi zis: păi, ce profet nemaipomenit, ai avut dreptate, i-ar fi făcut statuie și așa mai departe. Și Dumnezeu nu vrea treaba asta. Nu vrea ca gloria lui să fie dată omului, așa că îi spune: știi ce, nu te întorci pe unde te-ai dus, te întorci pe unde nu te găsește nimeni. Ai înțeles? Am înțeles. Dar mai este un lucru, fraților, foarte interesant. În versetele 16 și 17 aici, el repetă lucrul acesta în fața prorocului bătrân, vom vorbi despre el. Și în fața prorocului bătrân el zice așa: nu pot nici să mă întorc cu tine. Rețineți această formulă, cu tine. Nici să mănânc la tine. Nu voi mânca pâine și nu voi bea apă cu tine în locul acesta. Se pare că Dumnezeu îi spusese să nu mănânce în zona aceea a Israelului. Trebuia să se ducă, să-și facă datoria și să plece înapoi cât poate de repede. Nu trebuia să rămână. Din ce cauză? Și este foarte interesant. Sfânta Scriptură ne spune că apostolul Pavel s-a inspirat din această poruncă a lui Dumnezeu atunci când a scris în 1 Corinteni 5 cu 11 să n-aveți niciun fel de legătură cu vreunul care, măcar că zice frate, totuși este curvar, lacom de bani, închinător la idol, defăimător, bețiv sau hrăpăreț. Cu un astfel de om nici nu trebuie să mâncați. Și el ia textul acesta, de unde îl ia? Din Vechiul Testament. Îl ia din 1 Regi, capitolul 13, din această întâmplare. Este mai mult decât doar să nu mănânci și să bei. Este mai mult decât doar să postești. Este un principiu fundamental al separării. Dumnezeu separă ceea ce este neprihănit de ceea ce este păcătos, ceea ce este rău de ceea ce este bun. Dumnezeu le separă întotdeauna. Nu le lasă să meargă împreună. Iar inovația despre care am vorbit noi anterior este chiar elementul care le aduce pe astea împreună și încearcă să realizeze cumva o combinație între ele. Dumnezeu spune nu. Sub nicio formă, nu. Cu prețul postului, cu prețul faptului că mănânci, că nu mănânci, nu bei,
Nu mergi pe același drum cu prețul faptului că ți-e greu, nu te amesteca. Există adaptări motivate în istoria noastră sub ideea aceasta de inovație. Adaptări motivate ale lumii de atunci, ale religiei de atunci, dar și ale creștinismului modern. Ce a zis prorocul bătrân din capitolul 13 când i-a spus prorocul tânăr, știi ce, nu pot nici să mă întorc cu tine, nici să intru la tine, nu voi mânca pâine și nici nu voi bea cu tine în locul acesta. Ce a zis profetul bătrân? A zis cam așa, știi ce? Prea de tot, domnule. De ce faci discriminare acum? Păi de ce să nu poți mânca la mine? Ce, sunt spurcat? Și eu sunt profet, așa cum zici. Și eu sunt profet. De ce faci treaba asta? Discriminare exagerate. În foarte multe situații. Așa gândește societatea mea, cultura mea. Dar de când până când Scriptura discriminează în felul ăsta? Este prea de tot. Fii mai... Dați-mi un termen. Fii mai... Inclusivist. Include oameni în credința ta. Ține cont de felul lor de a fi. Fii inclusivist. Fii tolerant. Totul se poate dacă vrei, nu? Uite ce tânăr e, zice profetul bătrân. Uite ce tânăr e, ce neexperimentat e. El crede că totul e la literă. Adică dacă a zis litera, nu poți să înțelegi. E adevărat că scrie așa, dar tu ce înțelegi din asta? Ce tu înțelegi? Litera? Înțelege altceva. Stai puțin, fii mai larg. Exegeza este diferită de interpretare sau de hermeneutică. Când te uiți la un text și vezi ce spune Dumnezeu, e una. Când tu vrei să interpretezi și să spui Dumnezeu a zis, dar eu înțeleg, acolo e altă problemă. Deci Dumnezeu a zis, dar eu înțeleg. E jale. Nu vă permiteți niciodată să folosiți acest joc. Un alt fel de a justifica extrem de răspândit astăzi este că Dumnezeu nu poate fi atât de rigid, îngust și exclusivist. Să fim serioși. Și credeți că Dumnezeu vă mântuie numai pe voi? Ce, numai tu ai adevărul? Ce, numai tu înțelegi bine? Uite aici, o sumă de oameni sunt de jur împrejur. Tu crezi că numai tu? Toate întrebările astea sunt întrebări care aparțin cuiva care zice, și eu sunt profet, dar te rog frumos, fii mai larg. Dumnezeu nu e atât de îngust ca tine. Nu văd ce ar avea Dumnezeu împotrivă. Este o altă formulă care apare deseori. Ceea ce cer tu e ilogic. Ceea ce spune la Scriptură este ilogic. Ce crezi că Dumnezeu are ceva împotrivă? Lucrurile astea se întâmplă deseori atunci când se discută probleme legate de închinare. Spre exemplu, atunci când vii înaintea oricui, cu cuvântul lui Dumnezeu care vorbește despre porunca a patra, imediat reflex întrebarea este, da, ce are Dumnezeu împotrivă dacă eu mă duc și mă închin duminica? Care e problema? Nu poate primi Dumnezeu din partea mea tot o zi întreagă, dar care e puțin mai încolo? Care e diferența între una și alta? Intenția contează. Da? Intenția contează. Nu contează ceea ce faci. Eu am o intenție bună și Dumnezeu știe și Dumnezeu mă cunoaște și știe că sunt bun și Dumnezeu mă primește pentru că intenționez să fie bine.
Până la urmă, nu calcă nicio poruncă din cele 10. Este foarte interesant că până la urmă puteai să arăți că a călcat o poruncă. Că zicea acolo să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cerul și jos pe pământ. Și scria în cele 10 porunci. Iar vițelul pe care, sau viței pe care le făcuse Ieroboam era exact călcarea poruncii. Dar a fost acela care a justificat atât de mult încât a zis să fim serioși. Eu, prin asta, n-am călcat porunca. A călcat porunca este să o faci vădit și vizibil împotriva lui Dumnezeu. Dar eu sunt cinstit, intenția mea este bună. Eu nu vreau să fac altceva decât să vă creez o religie mai apropiată de nevoia voastră. Atâta tot. Nu e călcarea poruncii lui Dumnezeu. Nu fi atât de îngust. Nu fi atât de îngust. Frații mei, acestea sunt raționamente de atunci care au ținut până în ziua de azi. Ne întâlnim cu ele fără probleme. Rezultatul este că s-a ajuns la contradicții flagrante. Uite, în timp ce prorocul care a făcut minunea și a despicat altarul în două zice aici, jumătate din casa ta să-mi dai, 13 cu 8, și n-aș intra cu tine, nu voi mânca pâine, nu voi bea apă în locul acesta, căci iată ce poruncă mi-a dat Domnul, să nu mănânci pâine, nici să nu bei, nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce. În timp ce profetul tânăr a spus lucrul ăsta, vine profetul celălalt, al doilea profet, și zice, și eu sunt proroc ca tine. Da? Un înger mi-a vorbit din partea Domnului. Puncte, puncte, puncte. Îl mințea. Fraților, uneori zicem, sunt inovații religioase. Dumnezeu spune, îl mințea. Noi putem să schimbăm termenii, noi putem să fim speculativi în felul nostru de a înțelege. Dumnezeu este foarte direct, foarte blant. Îl mințea. Vă rog să observați. Acesta este profetul de Betel. Puteți să vedeți profilul profetului de Betel? Cel din Iuda se ținea de ceea ce spunea Dumnezeu. Profetul de Betel ce făcea? Inovații. Spunea, se poate și așa. Lasă că se poate, nu fi chiar așa de îngust, nu fi chiar așa de rigid, fi înțelege. Așa este că Dumnezeu ți-a dat niște principii, dar tu trebuie să le adaptezi la situațiile, la nivelul cultural, la vremea în care trăiești. Și tinerii noștri deseori spun, aha, asta a fost pe vremea voastră, pe vremea noastră nu, cultura s-a schimbat, lumea s-a schimbat. Ăsta este profet de tip Betel. La Betel, acolo, în partea de nord, acolo unde se instalase această nouă religie, acolo se gândea în felul acesta. Foarte interesant, și unul și altul se numeau profeți, aveau aceeași titulatură. Îi recunoști după ce? După faptul că unul se ține după cuvânt, celălalt se ține după hermeneutică. După interpretare. Și el interpretează tot. După cum vrea. Ceea ce este interesant este teribil. Și anume că aici spune așa. Versetul 18. Și eu sunt proroc ca tine. Mi-a vorbit Domnul, mi-a zis adu-l în casă. Să mănânce cu tine și să bea apă cu tine? Omul lui Dumnezeu a zis, dacă îmi zice un proroc, eu țin cont că doar e proroc. Fiți atenți. Să nu vă facă vreun proroc să păcătuiți înaintea lui Dumnezeu. Pentru că ulterior prorocul, și asta este ciudat, zice,
Pentru că n-ai ascultat. Versetul 21. Porunca Domnului. N-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău, pentru că te-ai întors și ai mâncat pâine și ai băut apă în locul despre care îți spusese să nu mănânci pâine, să nu bei apa acolo, vei muri. Nu înțeleg. Păi a mințit. Cum de-a vorbit Dumnezeu prin el acum? La o oră vorbește Dumnezeu prin el, printr-un proroc de tipul ăsta. Cum e posibil? Vorbește sau nu? E profet adevărat sau nu e profet adevărat? Și vreau să observați un alt gând care se naște de aici. Poate să vorbească Dumnezeu de 100 de ori printr-un proroc. Dar dacă odată minte, ce se întâmplă? Poftim? E fals. Nu contează că a vorbit de 100 de ori. Dacă a mințit odată. Dacă a călcat odată porunca lui Dumnezeu, s-a descalificat. Prorocii falși nu sunt prorocii prin care Dumnezeu nu vorbește niciodată, ci sunt prorocii care amestecă adevărul cu neadevărul, neprihănirea cu păcatul. Ăia sunt prorocii falși. Sunt aceia care creează cea mai mare confuzie, cea mai mare neștiință, cea mai mare nesiguranță în poporul lui Dumnezeu. Aceia sunt prorocii falși. Vă rog să observați, acesta nu este proroc dintre al lui Baal și al altei. Nu. Dacă vă uitați bine, folosește cuvântul Iahve, folosește cuvântul Elohim, folosește clar termenii de identificare 100% în legătură cu Dumnezeu. Face parte din prorocii care ziceau că sunt ai lui Dumnezeu. Asta este nenorocirea. Că în profeții care sunt ai lui Dumnezeu se amestecă păcatul și neprihănirea, răul și binele. Aici e durerea mare. Din nou, textele din Proverbe 30:6, n-a adăugat nimic la cuvintele lui ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Țineți minte, n-a adăugat, nu scoate. Dați-mi următorul slide, vă rog. Mulțumesc. La scurtă vreme după momentul acesta, Ilie, pe muntele Carmel, cheamă poporul și îl întreabă simplu, dumneavoastră știți, până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Istoria numește inovație religioasă, Dumnezeu numește minciună. Ilie cum o numește? Șchiopătare. De ambele picioare. Înțelegeți ce se întâmplă? Aici nu este și-și. Adică, băi, a slujit și lui Dumnezeu și lui Mamona. Nu despre asta e vorba. Și lui Dumnezeu și lui Baal. Nu despre asta e vorba. Ilie spune, nu, n-a slujit nici lui Dumnezeu, nici lui Baal. Cu alte cuvinte, este nici. Bă, sunteți ca nimeni. Măcar de a sluji lui Baal, ai ști care e treaba. Dar ești nici. Este un produs pe care îl obține gândirea noastră în această sinteză, în care e un produs cum numai în creștinismul fals se poate obține. Dacă Domnul este cu Dumnezeu, este Dumnezeu, mergeți după El. Dacă Baal este Dumnezeul vostru, mergeți după Baal. E mai simplu. Așa e normal, e logic. Cine a inventat treaba asta? Să fii și cu Baal și cu Dumnezeu, adică nici cu Baal, nici cu Dumnezeu. Cine a fi inventat-o? Îmi dați voie să mai adaug un text aici. Așa, doar de dragul de a ne îndrăgosti de Scriptură. Ieremia, capitolul 2, de la versetul 10. Treceți la Chitim și priviți, trimiteți la Chedar, uitați-vă bine și vedeți dacă s-a întâmplat așa ceva pe undeva, pe pământul ăsta. Versetul 11. Și-a schimbat vreodată un popor Dumnezeii, măcar că nu sunt Dumnezei?
Cu alte cuvinte, în politeism, în religiile păgâne, Ieremia spune, oamenii nu își părăsesc Dumnezeii oricâtă nenorocire aduce dumnezeiește asupra lor. Ei tot cu zamolc se sunt. Nu-l faci tu pe un dac să schimbe dumnezeii și să se închine la un Dumnezeu roman. Mercur, Venus sau care o fi, Poseidon. Nu. El tot cu zamolxea lui a rămas. Dar poporul meu și-a schimbat slava cu ceva care nu este de niciun ajutor. Se pare că lucrul ăsta este specific, se întâmplă în poporul lui Dumnezeu. Dureros, dar se întâmplă. Mirați-vă de așa ceva, ceruri, înfiorați-vă de spaimă și de groază, zice Domnul, căci poporul meu a săvârșit un îndoit păcat, m-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și au săpat puțuri, puțuri crăpate care nu țin apă. Asta este rezultatul creștinismului care și-a părăsit Dumnezeul lui prin inovații, prin ermeneutică, prin interpretare liberă, lăsând cuvântul lui Dumnezeu să nu le vorbească. Interesant este că ceva de felul ăsta se întâmplă în Apocalipsa capitolul 3 cu 16, atunci când zice, bă, tu nu ești nici rece, nici în clocot, adică nu ești nici cu Dumnezeu, nici cu Baal. Și spune acolo cuvântul lui Dumnezeu, măcar de a fi rece, adică măcar dacă... Vă dați seama ce absurd vorbește Dumnezeu? Este o reducere la nebunie aproape. Zice, măcar de a-i rămâne cu Baal. Aș ști ce să fac cu tine. Te-aș lua de acolo. Aș face ceva cu tine dacă ai rămâne cu Baal. Dar tu ești și cu Dumnezeu și cu Baal și în realitate nu ești nici cu Dumnezeu, nici cu Baal, pentru că nu ești cu și, ești cu nici. Sincretismul este teribil în realizările lui, în urmările lui și are ca rezultat un lucru imposibil de înțeles, și anume fără de legea creștină. Ești creștin? Ești creștin? Da. Și atunci fără de lege de ce? De ce fără de lege? Frații mei, aceasta este introducerea. Aș vrea să-mi dea media să mă ajute cu ultimul slide. Mulțumesc. Profeți falși. Mă întorc în 2 Cronici, capitolul 18, mă întorc la Iosafat. Știți, erau 400 de soldați, adică de profeți, iertați-mă. 400 de profeți acolo. Și bietul Iosafat îi întreabă, să ne suim sau nu? Și au răspuns 400. Suie-te că Dumnezeu este cu tine. Îi da pe toți dușmanii tăi în mâinile tale. Bun. Textul de mai jos. Domnul a pus un duc de minciună în gura prorocilor tăi care sunt de față. Cine spune asta? Celalt profet, Mica. Spuneți-mi, vă rog, cum îi mai alegi? De unde știi care e adevărat și care minte? Iosafat aude din partea lui Ahab, mai este un om care am putea să-l întrebăm, dar îl urăsc. Nu-mi prorocește nimic bun. Știți că Apocalipsul se încheie cu ideea că Iisus Hristos este martorul credincios. Ni se spune că poporul lui Dumnezeu va fi cernut prin mărturia dreaptă și directă a martorului credincios. Îți va spune profetul în față, nu te duce. Va vorbi profetul și va spune, e un duc de minciună în jurul tău peste tot. Îți va spune profetul, ai grijă, salvează-ți viața. Te vei supăra, sigur că da, și vei întinde mâna și vei zice, prinde-ți-l, cu riscul că îți va paraliza mâna. Dar toate lucrurile astea se fundamentează pe o singură expresie. Îl urăsc. De ce? Nu e convenabil pentru mine.
Nu este favorabil intențiilor mele. Mă încurcă și îl urăsc. Înțelegem de ce cernerea va fi pe baza mărturiei directe și puternice a unei astfel de mărturii? Aș vrea să închei cu un singur tablou. În timp ce Moise era pe munte și căuta slava lui Dumnezeu, la piciorul muntelui oamenii își alegeau vițelul. Această temă nu se poate încheia decât cu gândul acesta. Ori te urci pe munte să-L cauți pe Dumnezeu cu toată puterea în secolul 21, ori dacă nu, vei rămâne la viței lumii acesteia. Cultura, civilizația și cu tot ceea ce ți oferă ea. Nu avem altă variantă. Vă voi invita în dimineața aceasta să-L căutați pe Dumnezeu și să vă urcați pe munte. Să-L vedeți pe Dumnezeu în frumusețea Lui, în așa fel încât să vă îndrăgostiți de El și să nu puteți să spuneți un cuvânt de la dumneavoastră, ca nu cumva să vă găsească mincinoși. Faceți-ne așa fel încât viața noastră să se lege de El. Și după ce am făcut studiul acesta, considerați-i doar o introducere, pentru ca să ne întoarcem înapoi la enigma lui Iosafat pentru după amiaza acestei zile. După amiază ne vom coborî la Iosafat. După amiază vom vedea de ce Iosafat a ajuns aici. După amiază vom vedea că Iosafat este, de fapt, un prototip pentru mine și pentru tine. Că depinde foarte mult de lecția pe care o vom învăța de aici. Domnul să fie lăudat și Domnul să fie Dumnezeul nostru. Amin. Vă invit la Scriptură. Vă invit să ne întoarcem înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit la ascultare și în mod special la acea înțelepciune extraordinară care poate să vadă valoarea unei iote sau o frântură de slovă din Cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit la această înțelepciune. Iubiți-L pe Dumnezeu, iubiți-i cuvântul. Amin. Ne plecăm înaintea ta, Părinte Sfânt, rugându-te cu tot sufletul să ne întorci inima spre cuvântul tău. Să fim fericiți să ne poruncești. Să fim satisfăcuți atunci când ascultăm. Să ne simțim împlinită menirea pe pământul acesta când devenim o lumină și când Duhul Tău cel Sfânt este prezent în lumea aceasta folosindu-se de fiecare dintre noi. Înalță această biserică, Părinte, la nivelul de cetate așezată pe un munte, astfel încât lumea să primească lumină, lumea să înțeleagă voia Ta și să poată să alerge la Tine din această teribilă criză prin care trecem. Fă din fiecare dintre noi un purtător de cuvânt profetic. Și, Doamne, ferește-ne de orice alterare a mesajului Tău. Fă, Doamne, ca nimic să nu pornească de la noi, ci totul să pornească de la Tine. Acum, la final, binecuvintează-ne cu prezența Ta și fă ca cuvântul Tău să ne conducă mai departe. Prin Domnul Iisus Te-am rugat. Amin.